Bun găsit, doamnelor, domnilor. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, la Hunedoara 1 TV și pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. În atenția dumneavoastră aducem în această perioadă și pe acei cetățeni care își doresc să schimbe lucrurile în bine în comunitatea în care ei trăiesc. Sunt, după cum bine știți, foarte mulți oameni care își doresc schimbare. Vorbim despre această schimbare, însă puțini înțeleg exact ce sau înțeleg și poate în ultimul timp nu au avut posibilitatea de a înțelege cu exactitate ce înseamnă acest lucru. Sunt multe primării care au avut la dispoziție foarte multe fonduri europene, unele au profitat de ele, altele, în schimb, au tratat așa cu indiferență, să spunem, aceste proiecte și acești bani care ar fi putut să dezvolte comunitatea pe care o reprezintă. Discutăm astăzi despre ce se întâmplă în zona Călan cu invitatul meu, domnul Cosmin Bolfoș, candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de primar al orașului Călan. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Este o onoare pentru mine să fiu astăzi alături de dumneavoastră în această emisiune. Și în fața celor care ne urmăresc, în fața locuitorilor orașului Călan și a zonelor adiacente, pentru că orașul Călan nu înseamnă doar orașul Călan. Mai sunt acolo câteva localități care aparțin de acest oraș. Dar pentru început, înainte să intrăm în adevăratele probleme pe care le-ați identificat și dumneavoastră de-a lungul timpului și de care sunt convinsă că și cetățenii v-au vorbit în ultima perioadă. Pentru cei care ne urmăresc, haideți să le spunem cine este Cosmin Bolfoș. Cosmin Bolfoș este un tânăr de 43 de ani, deocamdată. Încă tânăr, da. Sunt manager regional la CTP România, cel mai mare dezvoltator de spații industriale din România, care are obiect de activitate, construire și închiriere, spații de depozitare sau de producție. Manageriez în momentul de față mai multe locații din mai multe județe din Transilvania. Fac această meserie de aproximativ 15 ani, adică administrare, și este un lucru foarte important pentru mine să fac pasul următor mai departe în administrația publică. Cumva simțiți că ați ajuns să faceți performanță în mediul privat, în această profesie pe care ați ales-o până la urmă sau v-a ales ea? Acum depinde, că mai sunt situații și situații. Eu am ales această meserie într-adevăr în 2009, făcând pasul spre această activitate de administrare, da, să vă răspund, este adevărat ce spuneți dumneavoastră. Vreau să fac acest pas deoarece în mediul privat am demonstrat că sunt un bun profesionist, sunt serios și am reușit să fac lucruri minunate în locațiile pe care le administrez de atâta timp la CTP România. Și considerați că ați putea să faceți același lucru sau poate lucruri mai bune și în domeniul public, în administrație? Da, normal. De aceea și vreau să fac pasul următor de a candida la primăria orașului Călan, pentru că vreau să aplic tot ce am învățat în mediul privat și în administrația publică. Vreau să dezvolt orașul Călan și să aduc un nivel de trai mult mai bun și decent pentru cetățeanul de la sat și de la oraș, pentru că sunt probleme diferite în satele aparținătoare orașului Călan și probleme diferite în orașul Călan. Este o provocare pentru mine, deși acum 4 ani de zile am fost la limită. Am candidat într-adevăr în 2020 și am pierdut la 200 de voturi față de actualul primar. Pentru mine este o provocare, sunt foarte hotărât, simt că de data aceasta pot câștiga. Simt din reacția oamenilor, simt din tot ceea ce mă înconjoară că voi avea succes în anul 2024 și voi câștiga funcția de primar al orașului. Asta rămâne de văzut, domnule Bolfoș. Oamenii vor fi cei care vor decide. Da. Este firesc până la urmă să porniți în această luptă electorală optimist și așa cu un aer poate mult mai proaspăt
să oferiți comunității, în primul rând, da, altceva față de ceea ce au fost obișnuiți. Sunteți membru PSD de vreo 17 ani. Da. Ați, din 2007, mai exact. Ați mai fost și în alte partide? Nu, este singura formațiune politică în care am fost înscris, am rămas fidel, nu sunt genul care să fie astăzi la un partid și mâine la alt partid în funcție de interese. Eu am fost consecvent și am rămas pe poziție în același partid. Deci nu ați mai activat în alte partide, deși acum este cumva la modă, este sezonul transferurilor, să spunem, și în politică, nu doar în fotbal. Da, dar eu am alte principii și unul dintre principiile mele este să nu fac traseis politic. Credeți că v-ar afecta în vreun fel? Da, eu zic ca imagine că nu e ok ca astăzi să fii de stânga, mâine să fii de dreapta, dar fiecare are opțiunea lui și poate să facă ce vrea la un moment dat, da, să-și facă o alegere legat de această treabă. Eu am rămas consecvent și fidel acestui partid și astăzi sunt membru PSD de 17 ani de zile, sunt președintele organizației locale Călan de aproximativ 2 ani de zile. Am creat o organizație tânără, am reîmprospătat practic, am dat un restart organizației locale, avem și seniori și le mulțumim pentru că sunt alături de noi. Dar este nevoie de sânge proaspăt, cum zic eu, de oameni tineri, oameni inteligenți, oameni care doresc să se implice pentru rezolvarea problemelor comunității din Călan, pentru că după 20 de ani de zile sunt foarte multe lucruri de făcut în orașul Călan. Și tocmai de aceea eu vin cu o echipă tânără, cu mentalitate nouă, cu un sistem de lucru nou în echipă, pe care, din păcate, până acum nu l-am văzut la Călan. Da? Asta vreau să fac, îmi propun să fac foarte multe lucruri. Este nevoie de îmbunătățirea infrastructurii, pe sate este foarte mult de lucru. De exemplu, trebuie făcut cadastrarea gratuită. Pentru că un proiect pe care multe primării le-au accesat, deja multe. Merge acest foarte proiect, multe primării a fost demarat. La Călan nu? Nu, din păcate, și am scutit oamenii de partea financiară pe care trebuie să suporte dacă o fac ei singuri și am rezolvat problema cu parcelele, ar fi clarificate, fiecare ar deveni proprietar, ar ști unde are, n-ar mai fi certuri în comunitate și toate lucrurile s-ar duce într-o zonă de conviețuire, de bună conviețuire în satele respective. Mai avem mult de lucru și iarăși ce nu s-a făcut în 20 de ani, sunt probleme cu inundațiile. La fiecare ploaie mai puternică apar în foarte multe sate din UAT Călan probleme cu inundațiile. Noi trebuie să facem tot ce ne stă în putință, să captăm toate apele pluviale, să curățăm văile, să construim șanțuri, rigole, să descărcăm aceste ape pluviale spre emisari, spre râuri, pârâuri, da, ca să nu mai fie afectați oamenii din acele Spuneți sate. Spuneți că asta este o problemă de 20 de ani. În 20 de ani nu au fost luate măsuri în acest sens, pentru că poate terenurile agricole ale oamenilor, gospodăriile, poate în unele situații au fost afectate, poate chiar an de an. Nu s-a sesizat nimeni din administrație? Eu nu am văzut niciun proiect de îmbunătățiri funciare. Nimic nu am văzut. Eu sunt consilier de 8 ani de zile la Călan și nu a fost niciun proiect de hotărâre pe zona asta de îmbunătățiri funciare. Au fost anumite intervenții, dar în urma inundațiilor. Adică nu este mai bine de prevenire nu, a nu e mai bine să prevezi anumite chestii decât să înlături efectele pe urmă, care sunt și foarte costisitoare. Fiind consilier, ați putut să poate să aduceți în atenția am celor adus din de administrație această ori problemă. Ați făcut-o? Au luat în calcul sugestia pe care le-ați făcut-o în Consiliul Local? Din păcate, toate propunerile făcute de noi și în acest mandat și în mandatul anterior nu au fost luate în calcul de actuala conducere a primăriei. Asta e situația. Noi chiar, grupul PSD a avut mai multe proiecte de hotărâre în acest mandat și
Doar 2-3 au trecut. Noi având doar 7 consilieri din 17 și atunci neavând majoritate, depins de votul celorlalți, ne-am bucurat totuși că am reușit să trecem un proiect foarte important legat de reabilitarea termică a blocurilor din Călan, dar o să revenim ulterior, să nu trecem de la partea de localități rurale. Da, noi am încercat, am propus, dar din păcate nu totul a fost, a rămas la stadiu, da, de propunere. Nu au fost luați în seamă. Da? Deci în sate, v-am zis, este nevoie de dezvoltare infrastructură, captare ape pluviale, descărcare, rezolvarea problemelor cu inundațiile, cadastrare gratuită, reabilitarea căminelor, a capelelor sau construirea de capele. În unele sate s-au construit capele în căminul cultural, ceea ce mi se pare o prostie, pentru că în momentul în care există un eveniment fericit, da? Și poate apărea și un eveniment nefericit. Este o situație anormală să într-o parte să cânte muzica și într-o parte să fie priveghi. Iată, fiecare cu viziunea sa asupra unor astfel de proiecte. Și din discuțiile cu cetățenii de pe sate, mi-au semnalat chestia asta. Nu este posibil să ai capelă în căminul cultural. Aceasta trebuie să fie construită la o distanță oarecare de căminul cultural. În condițiile în care sunt, cum spuneam și la începutul emisiunii, sunt destul de multe primării, chiar și din mediul rural, primării de comune, care au accesat fonduri, au scris proiecte pentru amenajarea unor astfel de capele în toate condițiile optime, nici de cum într-un cămin cultural. Din păcate, noi suntem în urmă foarte mult cu dezvoltarea UAT Călan și mai ales satele au fost lăsate așa, să zic, de izbeliște. Arată foarte rău. Încă avem străzi neasfaltate, iluminatul este cel tradițional, nu este schimbat pe LED. V-am zis, partea asta de îmbunătățiri funciare la pământ. Sunt nu s-au multe. Scris proiecte în cadrul primăriei? Proiecte s-au scris, dar nu pe acest tip de lucrări. S-au scris proiecte pentru alte obiective, dar nici alea n-au fost implementate până acum, în 20 de ani. Adică să înțelegeți că încă avem 3 localități fără apă și mai avem încă 7 localități de fapt cu gridul fără canalizare. În unele dintre ele, într-adevăr, acum se lucrează, dar se lucrează prost, încet și nu se duc la finalitate. Adică durează foarte mult. Deși, încă o dată repet, în 20 de ani trebuiau ca toate aceste localități să fie branșate la apă și canal. Să nu mai zicem de extinderi de rețele de gaz, care se tot încearcă de ani de zile, dar nu se mai reușește nimic. Și aici nu știu ar fi cum avut alții... posibilitatea, pentru că au fost proiecte în acest sens, da, și de introducerea rețelelor de gaz și de extinderea unor rețele, da, de gaz acolo unde era cazul. Comparativ între Călan și alte localități au reușit să scrie proiectele și să implementeze extinderile de rețele. Călanul doar a scris proiectele, dar nu au mai reușit să le și implementeze. Din păcate. Deci avem foarte mult de lucru în zona satelor. Pentru mine este o provocare să repopulăm orașul Călan. A și satele în ultima perioadă o depopulare. Da, o depopulare masivă. Sunt foarte multe case goale în satele din UAT Călan, din păcate, și foarte multe apartamente goale în orașul Călan. Ce credeți că a condus, de fapt, la această depopulare, care, până la urmă, este prezentă în întreg județul și, cred că, în întreaga țară, dar ne referim astăzi la ceea ce se întâmplă aici, la Călan. La Călan, principalul factor a fost lipsa locurilor de muncă și, pentru că oamenii nu aveau altă alternativă, au ales să plece. Fie s-au mutat în alte orașe, Timișoara, Cluj, Brașov, etc., fie au plecat din țară foarte mult să lucreze, neavând altă posibilitate de a trăi.
Da? Sau să facă naveta în alte orașe, nu știu, Hunedoara, Orăștie, Băcia, că tot veni vorba de Băcia. Anul trecut am reușit să aduc un investitor în parcul logistic din Băcia, pe care îl administrez, care a creat 500 de locuri de muncă. Deci o investiție de aproximativ 30 de milioane de euro din partea clientului nostru. Deci dumneavoastră sunteți vinovatul, să spunem, pentru crearea acestor locuri de muncă. Printre alții și eu, da, pentru că acești clienții ai noștri aveau posibilitatea de a merge și în alte locuri. Eu am insistat foarte mult și alături de colegii mei din CTP am reușit să-i aducem în Băcia. Am creat 500 de locuri de muncă. Iar acum în parcul logistic de la Băcia, pe lângă fabrica de cablaje, mai avem de 12 ani un depozit, Havi Logistic, și avem aproximativ 600 de locuri de muncă într-o comună, în condițiile în care, în orașul Călan, în 20 de ani cred că nu s-au creat atâtea locuri de muncă. Dar probabil sunt și locuitori ai orașului Călan care s-au angajat și, aici. Și foarte mulți. Foarte mulți, pentru că la Băcia lucrează foarte mulți locuitori din Călan și din orașele limitrofe și... Dar totuși în Călan s-a redeschis la un moment dat acel parc industrial care promitea cumva sau se vedea așa o speranță în ceea ce privește și locurile de muncă. Da, există acel parc industrial din 2016. El a venit ca o necesitate a ecologizării platformei fostului combinat. Da? Nu că neapărat își dorea cineva să se construiască un parc industrial acolo, dar fiind această necesitate, condiția era să faci un parc industrial, să ecologizezi platforma, să faci un parc industrial. Dar în mod normal trebuie să-i dai și o utilitate acelui parc industrial. Da. Și eu am zis de mai multe ori acolo, practic, în afară de acel depozit logistic Oșan, care... Nu mai dați nume de firme, vă rog. Da, din obișnuință, lucrând cu... În afară de acel depozit logistic, care are undeva la 170 de angajați, restul sunt mici firme, mici întreprinzători cu 2, 3, 5, 10 angajați. Adică dacă tragem linie și numărăm, nu sunt mai mult de 250 de angajați într-un parc industrial de 46 de hectare. Este clar, primarul nu creează locuri de muncă, însă are posibilitatea de a facilita Asta vreau să înțeleg și eu, că facilitează crearea de locuri de muncă. Încearcă să atragă investitori, contactând toți investitorii. Acum pot să vă dezvălui în premieră la TV că sunt în discuții cu un grup de investitori. Dumneavoastră. Da, un grup de investitori chinezi care, pe care îi voi aduce după ce voi câștiga fotoliul de primar la Călan, îi voi aduce să investească în orașul Călan, astfel să dezvoltăm orașul Călan, să încercăm să readucem tinerii și populația care a plecat din orașul Călan, să ducem înapoi, să construim blocuri de locuințe pentru tineri, da? Și nu locuințe există sociale există, doar că sunt insuficiente. Și sunt foarte mulți tineri care nu au locuințe și atunci e o problemă, aleg să plece în altă parte, neavând altă variantă. Da. Deci cumva ele se leagă între ele, atragerea investițiilor, dezvoltarea orașului, repopularea lui, construirea de locuințe pentru tineri și în modul ăsta, orașul Călan se poate restarta, cum zic eu, da? Reinventa și poate prospera. Probabil că mulți sunt nostalgici după anii trecuți în care vorbeam de o industrie puternică și la Călan și Hunedoara și în întreg județul până la urmă. Mai sunt unii și la Hunedoara care își doresc să reconstruiască fabrici, uzine, lucru care este cam puțin probabil să se întâmple, dar iată că atrăgând până la urmă și investitori străini cu potențial financiar, cred că destul de consistent față de multe alte firme de care spuneați și puțin mai devreme că se află și la Călan, care au 2, 3, 5, 10 poate angajați. Aici vorbim de oameni care pot să
vină, pot să investească și pot să ajute până la urmă sute de familii, poate chiar mii de familii. Așa este. Doar o chestiune să menționez, că mă refeream la întreprinzătorii mici și mijlocii cu 2, 3, 5, 10 angajați. Eu îi apreciez pe acești oameni. Categoric. Pentru că au avut curajul să pornească o afacere, da? Să dezvolte un business, să aibă angajați și să dea un plus de valoare orașului Călan. Doar că eu mă refeream că la Călan este nevoie de ceva mai mult. Ceva mai mult pentru a readuce populația înapoi. Să nu mai facă naveta la orăștie, iar nu vreau să dau nume de firme, da? Nici la Băcia, nici la Hunedoara, nici la Deva, să lucreze în Călan. Omul să câștige timp în fiecare zi, dar nemai făcând naveta o oră dus, o oră întors, sau 40 de minute, sau 30 de minute, timp prețios din viața fiecărui om pe care l-ar putea folosi și petrece în alt mod, cu copii, nu știu, plimbându-se, făcând anumite activități. Ăsta e scopul. Deci, încă o dată, eu îi apreciez pe mici întreprinzători, da? Pentru că au avut acest curaj. Dar că trebuie și ei încurajați și susținuți cumva și de către administrație. Da, da, într-adevăr, într-adevăr. Această facilitare de care spuneam mai devreme, cred că ar trebui așa subliniată foarte bine atunci când vine vorba despre aceste persoane care cu siguranță muncesc destul de mult și poate nu au sprijinul necesar și din partea administrației. Eu consider că o administrație publică trebuie să lucreze îndeaproape, să fie alături de întreprinzători și trebuie să organizeze anumite întâlniri cu ei, cu anumite frecvențe. Într-adevăr, trebuie să te întâlnești pe categorii de business, să aduci la masă, să-i întrebi cu ce poți ajuta, ce probleme au. Se întâmplă acest lucru la Călan? Nu, din păcate nu se întâmplă acest lucru și este o problemă din punctul ăsta de vedere. Foarte mulți mici întreprinzători mi-au spus chestia asta, că niciodată n-au fost chemați la discuții. Hai să vedem cu ce te putem ajuta. Hai să vedem. Ce facem probleme un drum, ai? Îți tragem apa, poate, că și aici, foarte cum spuneați, sunt probleme în zonă. E foarte important zonă. Să ai discuții de genul ăsta cu mediul de afaceri, pentru că doar așa știi pulsul și știi ce probleme au oamenii și știi ce măsuri poți aplica ca să-i ajuți. Că, credeți practic, în acest parteneriat public-privat? Da. Da. Da, pentru că așa trebuie să desfășoare lucrurile. Dacă nu există o relație de colaborare între administrația publică și mediul de afaceri, nu te poți dezvolta sau te dezvolți până la un anumit nivel, după care stagnezi și ajungi în situația în care suntem noi la Călan, în care toată lumea pleacă dimineața cu autobuzele ca la revoluție. Adică sunt... E foarte serios ce zic eu acum. Dacă aveți curiozitatea vreodată să faceți o știre, vă invit să mergeți la orele de plecare a autobuzelor de la Călan, să vedeți câte autobuze și microbuze pleacă în coloana din Călan. Că pentru mine e o imagine destul de dezolant, așa, și dezamăgitoare, că practic m-aș aștepta să meargă pe platforma de jos din parcul industrial sau pe alte terenuri, pentru că Călanul are foarte multe terenuri pe care s-ar putea dezvolta anumite facilități de producție sau servicii, dar eu aș vrea totuși să aducem producție, pentru că aduce un plus de valoare mai mare în economia orașului Călan. Cum este și firesc până la urmă, pentru că oricum piața de consum este așa... Din servicii nu se poate... Nu poți trăi și nu poți aduce exact un plus de valoare, dar producția... Și atunci producția ar fi, să spunem, unul dintre principalele dumneavoastră obiective pentru Călan și pentru locuitorii acestei zone, care sunt din ce în ce mai puțini, cum spuneați. Din păcate, da. Trebuie cumva restartat
acest fenomen pe care, repet, îl întâlnim până la urmă în întreaga țară. Eu pe asta mizez și asta discut și cu cetățenii din orașul Călan când am diferite întâlniri în calitate de consilier local. Aveți aceste întâlniri doar acum în prag de campanie? Noi avem obligația prin codul administrativ să avem trimestrial audiențe cu cetățenii și pur și simplu și în fiecare zi când mă întâlnesc cu cetățeanul pe stradă, mă întreabă diferite chestii. Atunci discutăm și le explic că este momentul să se gândească foarte bine ce vor să facă pentru generațiile care urmează după noi, copiii noștri, nepoții noștri. Și eu am o fetiță de 12 ani și îmi doresc ca ea să rămână în orașul Călan. Să la aibă ora actuală un job. Ați fi fericit dacă ar rămâne în Călan? La ceea ce se întâmplă acum? La ce există acum, nu văd la ce ar rămâne, sincer, pentru că nu, chiar nu are ce să facă în orașul Călan, înțelegeți? Dar pentru mine asta e o motivație în plus, să mă zbat pentru generațiile care vin după noi. Dar nu pentru generația mea, nu pentru generațiile care sunt în spatele meu de seniori, ci pentru cei care vin după noi, copii, nepoți. Noi pentru ei trebuie să ne zbatem și să creăm diferite facilități. În sensul că este nevoie de un centru de creație și cultură al orașului Călan. Pur și simplu ei nu au ce face în timpul liber. Deci în prezent nu există un club în care tinerii ar putea să își desfășoare anumite activități. Nici măcar nu avem o sală unde s-ar putea desfășura în momentul ăsta de față, pentru că sala mare de la Casa de Cultură este impracticabilă, nu există autorizație de securitate la incendiu, în fine, e într-o situație deplorabilă Casa de Cultură. Înființarea acestui centru de creație și cultură în care copiii vor desfășura diferite cursuri de limba engleză, cursuri de dansuri, pictură, muzică. De diferite așa, sporturi, că sporturi, orice se poate... Pe partea de sport, să știți că avem trei cluburi de taekwondo, două de taekwondo și unul de karate. Avem un club de fotbal privat și... Vorbim de cluburi și asociații private, da, nu, da, care și avem sunt susținute și clubul, de către administrația locală. Asociația Club Sportiv Victoria Călan a orașului Călan, dar în acest moment ei sunt așa cumva într-o situație mai delicată, adică practic nu au niciun fel de performanță, sunt... Performanță înseamnă și investiții, până la urmă. Corect. Dacă nu investești în acei tineri, în acei copii și financiar, este destul de greu să ajungi la un moment dat la performanță, pe lângă toată strădania pe care ei trebuie să o... Este nevoie și de o reabilitare a bazei sportive, pentru că, la fel... Tribunele, stadionul arată un pic jalnic. În ideea mea de dezvoltare trebuie construit un bazin didactic de not în baza sportivă, pentru ca copiii din orașul Călan să nu mai fie nevoiți să facă naveta 18 km în fiecare zi la bazinul din Hunedoara. Și pentru un astfel de proiect au existat oportunități de a fi accesate fonduri. Sunt finanțări prin Compania Națională de Investiții și cum alte primării din, de exemplu, din Valea Jiului, am văzut la Vulcan, Petrila, au construit, se poate și la Călan. Pentru asta trebuie să și depui astfel de proiecte. Logic, normal. Dacă nu depui, n-ai cum să câștigi, da. Sunt foarte multe lucruri de făcut. Este o provocare pentru mine și chiar vreau și îmi doresc din suflet ca eu și echipa mea să putem dezvolta orașul Călan, să-l aducem la un nivel decent de dezvoltare. Bineînțeles, această dezvoltare nu se va face în 4 ani de mandat, pentru că alții n-au reușit în 20 de ani. Dar treptat, și avem exemple în jurul nostru, Hunedoara, Orăștie, ca și municipii, avem comunele Băcia, Bretea, care au reușit
La fel au fost și ei ca mine la început, dar au demonstrat că se poate. Așa voi demonstra și eu la Călan, mai ales că toți cei patru pe care am menționat de la primarii din aceste localități sunt prietenii mei și voi avea un sprijin din partea lor și un sfat în orice moment. Sunt foarte multe mesaje pe pagina noastră de Facebook venite din partea celor care ne urmăresc. Iată că Călanul are nevoie de schimbare, de dezvoltare, omul cel mai potrivit pentru asta. Mult succes, Doamne ajută, spune un domn Ionică Mihai. O altă doamnă, Simona Dumitrean, spune mult succes, primarul de care are nevoie orașul Călan. Cristina Liliana spune, Doamne ajută, este timpul să se schimbe ceva, să se vadă ceva, dar trebuie și ca și locuitorii să se schimbe, deoarece doar împreună putem reuși. Iată cât de mult contează până la urmă și schimbarea pe care o facem să înceapă cumva de la noi, indiferent că vorbim despre politică, despre alegeri sau despre schimbarea comportamentului nostru, de ce nu? Foarte multe mesaje în care oamenii vă transmit succes. Bravo, Cosmin Bolșfoș, felicitări, spune Ciprian Barbara, așteptăm schimbarea, baftă Cosmin. Nu o să le citesc chiar pe toate, pentru că sunt foarte multe, dar vă mulțumim că ne urmăriți și că ne scrieți. Dacă aveți și întrebări, de ce nu, pentru invitatul meu, le așteptăm și cu siguranță veți și răspunde întrebărilor pe care oamenii o să vi le adreseze. Spuneți despre Călan că nu este acum în cea mai bună formă, să spunem. Da. Unde vedeți dumneavoastră orașul Călan peste 20 de ani? Că spuneați de acești ultimi 20 de ani, dar haideți să mergem mai departe. În primul rând vreau să le mulțumesc și eu telespectatorilor dumneavoastră pentru mesaje și pentru faptul că ne urmăresc la această oră. Unde văd eu Călanul peste 20 de ani? Văd Călanul un oraș foarte bine dezvoltat din toate punctele de vedere. Infrastructură, cultură, culte, sport. Văd orașul Călan arătând impecabil din punct de vedere peisagistic. Eu țin la chestia asta de amenajări spații verzi, de plantări copaci, pentru că noi trebuie să ne gândim că pe lângă faptul că avem nevoie de copaci pentru oxigen, da, este bine și frumos să, ca orașul să arate într-un anumit fel. Oricum, există totuși niște norme pe care trebuie să le respectăm, fiecare comunitate trebuie să respecte în privința acelor metri pătrați alocați pentru fiecare locuitor de zone verzi. Și în județul Hunedoara, din câte știu din datele oficiale, suntem cam deficitari și din acest punct de vedere. Da. Eu circulând în calitatea mea de angajat al CTP România prin diferite țări, am văzut cum se procedează, am văzut cum se plantează, am văzut cum se întrețin copaci, am văzut cum se întrețin spațiile verzi, doar că va fi nevoie de multă muncă, de accesarea fondurilor europene sau naționale, la fel ca pentru celelalte proiecte și trebuie să ținem cont de chestia asta, pentru că ne ajută și din punct de vedere al mediului, al poluării și ca aspect al orașului. Este foarte important ca imagine, când intri într-un oraș, să vezi niște copaci frumoși, bine îngrijiți, da? Prima impresie contează, nu? Sau să vezi niște copaci strâmbi, uscați și care arată într-un anumit fel. Prima impresie, într-adevăr, contează. Și atunci, pe lângă toate celelalte lucruri, este nevoie și de partea asta. Bineînțeles, trebuie amenajate parcurile, întreținute, construite, dacă este posibil, și alte zone de parcuri și agrement. Da, deci cam așa văd eu lucrurile desfășurându-se la Călan. Bineînțeles, mi-aș dori mult mai multe, dar aș prefera să nu intru prea mult în detalii, pentru că adversarii o să-mi fure ideile. Da, este nevoie de ca peste 20 de ani, dar eu sper să se întâmple în primul mandat, trebuie să creăm un circuit de transport în comun, local în comun. Există în prezent? Nu există. Există un circuit între orașul nou și orașul vechi la anumite ore.
dar între orașul nou și sate nu există, spre gară nu există. Deci, logica mea este următoarea. La fel cum au făcut și alți colegi în alte OAT-uri, trebuie înființat acest serviciu public de transport în comun, achiziționate microbuze sau autobuze de mărime redusă electrice, da? Și să se desfășoare niște circuite, de exemplu spre sate, de 3 ori pe zi, dimineața, la prânz și seara, ca și oamenii care nu au posibilitatea să vină cu taxi sau nu au mașină să poată să veni în orașul Clan să-și facă cumpărăturile sau să vină la neamuri, la prieteni, la copii. Deci este nevoie și pentru acești oameni să gândim ceva. Din păcate, nu s-a luat în calcul niciodată chestia asta. Eu am mai propus în Consiliul Local, dar... Asta am vrut să întreb, dacă ați și făcut această propunere, pentru că sunteți consilier local și în mod normal, dacă vine o propunere, indiferent de culoarea politică pe care o are acel consilier local, dacă este benefic pentru cetățean, ar trebui luat în calcul. Așa ar fi normal și logic, doar că nu s-a întâmplat. Încă o dată, repet, noi am făcut foarte multe propuneri, dar din păcate nu au fost luate în considerare. Deși alianța la nivel național, nu PNL, PSD... era cumva pe val la un moment dat. Să înțeleg că la Călan nu a fost vorba despre așa ceva. La Călan noi nu am avut niciodată și acum vreau să înțeleagă foarte bine cetățenii din orașul Călan, deși am fost acuzat de foarte multe ori că aș avea o alianță cu PNL-ul la Călan, noi nu am avut niciun fel de alianță și nu vom avea niciodată la nivel local cu PNL-ul. PSD în frunte cu mine ca și lider de grup și președintele organizației locale și candidat la primăria Călan, nu vom face niciun fel de alianță. Să fie clar pentru toată lumea. Și dacă tot am ajuns în zona asta, aș vrea să explic cetățenilor încă un lucru, pentru că sunt foarte mulți care îmi scriu pe Facebook sau mă opresc și mă întreabă de ce nu am acceptat să merg pentru funcția de viceprimar la Călan în 2020. Dragi cetățeni, ca să vă explic foarte clar cum se desfășoară procedura de alegere a unui viceprimar. După alegerile locale din 2020, au fost mai multe mandate împărțite între PNL, PSD, ALDE și un consilier independent. PNL a avut 8 consilieri, PSD 7, ALDE 1 și consilierul independent. Dragii mei, pentru a putea fi ales viceprimar, trebuie să ai o majoritate de 9 consilieri. Noi aveam 7. Nu am putut obține această majoritate și din această cauză eu nu am candidat pentru funcția de viceprimar. Asta trebuie să înțelegeți, că este o modalitate de alegere a viceprimarului foarte clară, prevăzută în lege. Nu cel de pe locul 2 care iasă în alegeri este automat viceprimar. Deci acesta a fost motivul pentru care acesta a fost motivul, doar că foarte multă lume nu înțelege acest sistem de alegere a viceprimarului și tocmai de asta am vrut să le explic, să nu... Mai ales că ați fost întrebat iată, de foarte mulți oameni am fost și mulți m-au acuzat că nu am vrut să fiu viceprimar orașului Clan. Dragii mei, încă o dată vă repet, nu am putut obține majoritatea de 9 voturi. Noi având 7 consilieri, ne trebuiau încă 2 voturi ca să putem pune viceprimarul. Ați care nu le-am putut dacă era așa? Da. Da. Dacă aveam majoritatea asta, aș fi acceptat. Dar nu aveam majoritatea asta. Și atunci nu avea rost să mă duc să candidez pentru ceva ceea ce v-ați fi propus până la urmă, neavând o majoritate și nefuncționând această alianță iată între PSD și PNL la Călan. Da, într-adevăr, și nici nu aș fi putut să-mi desfășor activitatea așa cum aș fi vrut eu din calitatea de viceprimar. Pentru că viceprimarul are niște atribuții delegate de către primar. Mai departe, înțelegeți dumneavoastră, dacă primarul vrea să-i delege atribuții, deleagă, dacă nu, nu. Iar eu sunt un om activ
Eu nu pot să mă duc să stau într-un birou doar de dragul de a trece ziua, de a trece luna și de a trece mandatul de 4 ani și să iau niște bani. Nu, nu voi face niciodată treaba asta. Reprezintă un avantaj faptul că veniți din mediul privat și vă doriți să candidați și să ajungeți primar? Cu siguranță, cu siguranță. În mediul privat se lucrează altfel, se lucrează după un sistem foarte bine pus la punct, cu control exigent, da? Și cu seriozitate maximă. Asta vreau să implementez și în sistemul public. Angajații din cadrul primăriei trebuie să înțeleagă că sunt plătiți pentru un job, trebuie să-și facă acel job la perfecție, da? Adică cât mai bine posibil. Nu trebuie să mergem acolo și doar să ne gândim că trec zilele, trece luna, ne luăm salariu și plecăm acasă. Că cetățeanul plătește taxe și impozite. Din banii ăia sunt plătiți angajații din cadrul primăriei. Deci angajații din cadrul primăriei trebuie să-și facă treaba. Da? Nu vreau să creadă funcționarii publici că am ceva personal sau voi avea ceva personal cu cineva. Din contră. Doar că trebuie să înțeleagă că toată lumea trebuie să muncească și să-și facă treaba pentru ce este plătit. Atâta tot. Apoi exact, cum se întâmplă în mediul privat. Exact ca și în mediul privat. În mediul privat. Ai greșit, e sancționat. Corect, lucrurile par destul de simple din acest punct de vedere. Corect. Performanța este răsplătită pentru că este firesc până la urmă, dar ideea este că trebuie să-ți faci treaba aceea pe care o ai în fișa postului. Păi așa este normal. Așa este normal. Ești angajat pe un post, da? Trebuie să respecti sarcinile pe care le ai în fișa postului. Nu poți să mergi acolo și să stai și să treacă programul de 8 ore. Nu, eu sunt un om activ. Nu pot, n-aș putea, nu-i firea mea să mă duc să stau într-un birou și să mă uit ca alții. Cât de mult contează echipa pe care și-o conturează primarul în jurul său? E o echipă de Consiliu Local și o echipă în cadrul primăriei de angajați este, după părerea mea, peste 50% din calitatea unui primar. Pentru că dacă ai o echipă bună și te ajută și tu progresezi odată cu ei. Dacă ai o echipă slabă, te duci și tu jos cu ei. Cetățeanul vede, te taxează și să văd rezultatele. Corect. Mai avem vreo 2 minute din această emisiune și nu o să vă las să plecați fără să-mi spuneți, să le spuneți celor care ne urmăresc, care sunt principalele calități pe care ar trebui să le aibă un primar performant. Pentru că primarii avem, știm, unii mai puțin performanți, alții care au reușit să pună comunitățile pe care le reprezintă pe harta națională chiar în ceea ce privește implementarea proiectelor. Păi, în primul rând, trebuie să fie foarte serios. Trebuie să fie foarte serios, trebuie să aibă o echipă bună, trebuie să-și dorească să facă cât mai multe lucruri pentru orașul pe care îl administrează. Să înțeleagă că primarul nu este șeful acelui oraș, ci el este un administrator pus acolo de cetățeni, plătit din banii cetățenilor, și care trebuie să rezolve problemele cetățenilor sau cât mai multe din problemele cetățenilor. Da? Dacă vom înțelege lucrurile acestea și ne vom da silința să facem lucrurile cât mai bine posibil, nu ai cum să nu reușești. Eu am văzut lucrul ăsta în mediul privat și cred că poate fi aplicată cu siguranță. Cu siguranță. Nu trebuie să inventăm noi nimic nou. Trebuie să luăm toate modelele bune din jurul nostru și să facem la fel ca ei, să le punem în practică. Nu consider că nu e un secret. Doar trebuie să vezi un pic, să te uiți în jurul tău. Și, bineînțeles, să lucrezi în echipă. Dacă nu lucrezi în echipă, este foarte greu să reușești. Sunt foarte puține persoane care fac chestia asta. Au o capacitate așa de mare să lucreze și să decide de unul singur. Nu. Trebuie lucrat în echipă. Și în cadrul Consiliului Local și în cadrul primăriei.
în cadrul primăriei, pe departamente, pe servicii, pe birouri, fiecare trebuie să-și facă treaba. E foarte important. Cum veți aborda această campanie electorală? Pentru că suntem obișnuiți în mare parte să asistăm la foarte multe campanii și foarte multe acuzații și la persoană și nu doar lupte de proiecte, să spunem. Cum veți aborda dumneavoastră această campanie electorală? Eu îmi doresc ca această campanie a mea să fie una pozitivă din toate punctele de vedere. Nu este scopul meu să fac atacuri. Dar e posibil, foarte posibil să fiți și atacat. Veți Dacă răspunde? Voi fi atacat, probabil că voi răspunde, că așa mi se pare normal. Dar nu voi ataca, pentru că consider că o campanie pozitivă este mult mai bună, mai frumoasă și mai bine digerată de către electorat. Cred că așa este cel mai corect și cel mai bine să desfășoare. Voi încerca să explic tuturor cetățenilor că este nevoie de o schimbare, că este nevoie de sânge proaspăt, de minte limpede, de echipă tânără, o echipă de oameni inteligenți, și mă mândresc cu echipa mea și le mulțumesc că sunt alături de mine. Și mă ajută în fiecare zi. Vă mulțumesc tare mult că ați fost astăzi alături de noi, că v-au cunoscut cei care ne urmăresc și mai bine decât vă știau până acum, și vă mai așteptăm să ne prezentați și să ne spuneți mai multe despre viziunea pe care o aveți pentru dezvoltarea orașului Călandar și a satelor aparținătoare acestui oraș. Și eu vă mulțumesc frumos pentru invitație și cu siguranță ne vom mai revedea. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. O seară frumoasă, numai bine!